Magistrații de la Curtea de Apel Chișinău au respins interpelarea fostului ministru al sănătății Andrei Usate și a directorului Spitalului de Urgență, Gheorghe Ciobanu, de a fi cercetați în stare de libertate. Astfel, cei doi vor rămâne în izolator. Pe 10 aprilie, magistrații au prelungit mandatul de arest pe numele acestora cu 30 și respectiv 28 de zile. Până la expirarea acestea, Andrei Usate mai are de stat în izolator încă 18 zile, iar Gheorghe Ciobanu 8 zile. La fel, magistrații au decis ca și directorul Institutului de Cardiologie Vita. Moscalu și șeful Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Alexandru Coman, se rămâne în arest la domiciliu. Amintim că în total 16 persoane cu funcții de răspundere au fost reținute, fiind bănuite de trucarea rezultatelor licitațiilor de cumpărare a echipamentelor medicale în diferite instituții din țară.